Ne aflăm în sala de teatru a teatrului Ariel, destinat copiilor și tinerilor. Lângă mine este domnul Gavril Cadariu, managerul acestei instituții. Bună ziua! Am venit să discutăm puțin despre situația teatrului pe care îl conduceți în această perioadă, în perioada de pandemie. Referindu-ne acum la această mică redeschidere, nu putem să-i spunem o redeschidere totală, întrucât există unele reguli de respectat. Populația, cum a receptat? Aveți spectatori? Sunt cereri? Vreau să spun că capacitatea acestei săli în care ne aflăm, sala mare a teatrului, de regulă acum aici jucăm, este de 170 de locuri. În raport cu această cifră, 30%, atât cât se permite în momentul de față ca acces al publicului în această sală, înseamnă aproximativ 50, maximum 60 de persoane, în funcție de familii, cum vin și așa mai departe. Spectacolele sunt programate de regulă după masa, când părinții pot să-și aducă copiii la spectacol. Sunt săli pline. De când am început ianuarie și, slavă Domnului, am avut această șansă ca Mureșul să fie sub 3%. Aici este, cred că, parte de contribuție și de responsabilitate și a comunității, felul în care fiecare dintre noi respectă, în primul rând, acele reguli care sunt absolut de bun simț. Și vă spun că sunt săli pline, programările se fac la telefon, biletele se ridică de aici, dar în curând se vor putea ridica și, deci plata se poate face și online. Participările la spectacole online sunt cu foarte multe răspunsuri, chiar unele dintre ele sunt chiar scrisori de apreciere și așa mai departe. Bucuria cu care au fost cu care au venit la spectacol părinți și copii de fiecare dată la spectacol, începând din ianuarie, a fost imensă. Vă mărturisesc că este chiar înduioșător. Nu a fost vorba despre n-avem unde să mergem și atunci mergem la teatru că tot s-a deschis. Teatrul este o nevoie și asta s-a resimțit în momentul ăsta. De când am așteptat să venim la teatru? Copiii erau deja anul trecut, îmi aduc aminte, și da, când o să putem să venim la teatru? Că ne-am săturat de online, nu pentru că nu erau bune, pentru că au stat destul de mult în casă. Venirea la teatru a fost un suflu nou și vă spun, este ceva absolut remarcabil. Dacă există ceva foarte frumos în această perioadă, este tocmai acest tip de răspuns și de conștientizare a lucrurilor pe care în condiții normale poate că le treci cu vederea sau nu-ți dai seama de ele, dar absența teatrului atâta vreme, fizică, anul trecut vorbesc, în raport cu așteptarea și cu faptul că au reușit să vină la teatru, că am redeschis chiar și pentru această mică proporție de public în sala de spectacol a noastră, este mai mult decât relevant asupra nevoii de teatru, asupra faptului că teatrul într-adevăr este parte integrantă necesară din viața noastră. Firește că și noi ne-am bucurat foarte mult pentru că am jucat la săli goale, pentru streaming, pentru înregistrări online și așa mai departe, ceea ce nu este tocmai bucuria de pe pământ, dar firește că era bucuria atunci și acum cât e nevoie de a putea fi prezenți în viața copiilor și al tinerilor noștri. Dar prezența fizică este ceva pe care eu nu pot să o descriu în cuvinte. Cei care au fost aici vă pot mărturisi, părinți și copii deopotrivă, și sper ca lucrurile să se îmbunătățească și sunt absolut convins de asta, că dincolo de valurile care sunt valuri, vin și pleacă și așa mai departe, lucrurile să redevină la un tip de normalitate. Dar sunt foarte multe câștiguri în același timp datorită acestui mare necaz, pentru că cred că foarte mulți dintre noi, sper, nu numai cei din teatru,
ci și din afară, din comunitate, ne-am mai responsabilizat asupra felului în care avem grijă de semenii noștri.